Bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre melatonină sau hormonul somnului. Știați că seara, în jurul orei 21, creierul nostru începe să secrete melatonină? Astfel, prin creșterea secreției de melatonină, corpul percepe că se apropie ora de culcare. Secreția de melatonină depinde de cât de multă lumină absorbe corpul. Cu alte cuvinte, dacă ne expunem la lumină seara, corpul nu mai secrete melatonină în mod corespunzător. Specialiștii ne avertizează că lumina emisă de dispozitivele electronice afectează producția de melatonină. Și atunci, ideal ar fi să nu ne mai uităm la televizor și să nu mai folosim telefonul cu cel puțin o oră înainte de culcare, pentru a stimula producția de melatonină. Dacă dormim greu sau ne trezim noaptea, dacă ne dorim un somn odihnitor, dacă am schimbat fusul orar și nu reușim să ne mai odihnim, s-ar putea să ne ajute melatonin 3 mg de la zenit, un supliment alimentar sub formă de capsule cu melatonină. Administrate cu o oră înainte de culcare, suplimentele cu melatonină ajută la îmbunătățirea calității somnului, la scurtarea debutului acestuia, la creșterea timpului total de somn și la reducerea timpului necesar trezirii. În timpul somnului, melatonina reduce activitatea hormonilor energetici și susține reducerea temperaturii interne a corpului spre dimineață. Și încă ceva, când nu dormim suficient, sistemul imunitar nu lucrează la capacitate maximă și atunci organismul nostru poate să devină vulnerabil. În aceste condiții, luând un supliment cu melatonină, studiile arată că pe lângă asigurarea unui somn de calitate, melatonina are și un puternic efect antioxidant, antiinflamator și ajută la întărirea sistemului imunitar. Așadar, cu ajutorul suplimentului melatonin 3 mg de la zenit, ne trezim mai odihniți dimineața și putem avea o imunitate mai bună. Detalii găsiți pe www.zenit.ro. Rămâneți sănătoși și voioși!